Saul repede a plecat să aducă pe ucenicii chinuiți, bătuți, legați. Și o lumină din cer sus a venit și așa i-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pe drumul Damascului Saul repede a plecat să aducă pe ucenicii chinuiți, bătuți, legați. Și o lumină din cer sus a venit și așa i-a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Spune-mi azi, spune-mi azi, oare, Saule, de ce? Frică, Saul i-a răspuns: Spune-mi, Doamne, spune-mi, Doamne, ce ai Tu de spus? De când am văzut lumina, nu mai am deloc vedere. Tu ești Dumnezeul meu, dă-mi din nou, te rog, putere. Tremurând și plin de frică, Saul i-a răspuns: Spune-mi, Doamne, ce ai Tu de spus? De când am văzut lumina, nu mai am deloc vedere. Tu ești Dumnezeul meu, dă-mi din nou, te rog, putere. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Spune-mi azi, spune-mi azi, oare, Saule, de ce? Du-te pe ulița dreaptă, du-te tu la Anania și voi ridica mânia. Anania s-a temut și pe Domnul a crezut, pe Saul el a primit căci eram puternic. Scoală-te și du-te-n grabă, du-te pe ulița dreaptă, du-te tu la Anania și voi ridica mânia. Anania s-a temut și pe Domnul a crezut, pe Saul el a primit căci eram puternicii.